Salutare, dragi prieteni, suntem în satul Crihana Veche și astăzi avem mare onoare să felicităm un cuplu care a împlinit 50 de ani de căsătorie, și anume pe domnul Vasile și pe doamna Ecaterina, iar să vă prezinte din partea celor dragi să mergem să-i felicităm. Bună ziua! Bună ziua, Casa de Piatră! Doamna Ecaterina, domnul Vasile, astăzi am fost invitat special. Mai degrabă am fost trimiși să vă felicităm cu această frumoasă ocazie, cu aniversarea celor 50 de ani de căsătorie, cu nunta de aur. Să vă urăm multă sănătate, o viață cât mai frumoasă împreună și să aveți o viață, și nu doar dumneavoastră, și toți noi împreună, să avem o viață liniștită, în pace. Pentru că în momentele acestea toți avem nevoie de sănătate și de pace. Și vreau să vă întreb, cum credeți, cine v-a organizat această surpriză? Cine v-a organizat această surpriză? Domnul primar? Dumneavoastră, cum credeți, din partea cui? Domnul primar. Să trăiască domnul primar, haideți să-l aplaudăm pe domnul primar. Dar vreau să vă spun că am un mesaj de felicitare care scrie cine totuși ne-a organizat, și domnul primar este bravo că v-a organizat această activitate, dar surpriza vine din partea la altcineva. Acest buchet șampanie este pentru dumneavoastră. Și această tortă o să o luați cred împreună. Și am să dau citire mesajului de felicitare. De jumătate de secol trăiți unul alături de altul și împărțiți toate trăirile în doi. Felicitări cu prilejul aniversării nunții de aur. Vă dorim ca iubirea ce vă unește să devină și mai puternică, frumoasă și deosebită. Fie ca lecțiile învățate de-a lungul anilor să întărească relația voastră, iar anii ce vin să fie lipsiți de greutăți și momente neplăcute. Trăiți, fiți fericiți și savurați din tot ce ați obținut în acest timp. Sunteți cei mai exemplari părinți. Meritați multe mulțumiri pentru că ne-ați crescut și ne-ați iubit în toți acești ani. Meritați respectul nostru pentru că ați întemeiat o familie frumoasă, fericită. Pentru că ați știut cum să gestionați întâmplările mai puțin plăcute, pentru că sunteți mereu unul aproape de celălalt. Și pentru că vă iubiți la fel de mult ca la începutul relației. Vă dorim să aveți parte încă de minim tot atâția ani de bucurie supremă, de zile senine și evenimente, dragi sufletului. Fiți mereu tineri în suflet și păstrați această iubire pentru totdeauna, la mulți ani, din partea celor dragi. La mulți ani! Și
Și aceasta nu este tot, pentru că noi avem pentru dumneavoastră și pentru toate perechile care s-au adunat în această sală, avem un buchet de melodii. Frumoasă copilărie, tot așa vrea să fie. Vreau să dau lumea toată, să mai fiu până rotată. Mai sau de ce bine ar fi, dacă n-am împărtănit, dacă n-am împărtănit mai. La 30 de ne umbrim, să nu mai împărtănit, să nu mai împărtănit, mai știu imodat. Toată noaptea până-n zori, când sunt cântări, lăutate.
la vârsta aceasta, la vârsta de 50 de ani, împreună și încă 50 de ani înainte, doamna Ecaterina, domnul Vasile, dacă v-a plăcut această surpriză, le puteți spune un cuvânt de mulțumesc pentru copiii dumneavoastră că v-au organizat această surpriză, pentru că ei acum ne urmăresc, se uită la dumneavoastră. Scumpii mei copii, vă mulțumesc din suflet și vă doresc tot binele din lume. Să cumpă nu mai mult ce am făcut eu pentru voi în ziua de altfel. Mulțumesc mult! Sunteți sănătoși, scumpii mei, acum vă mulțumesc! Vă doresc sănătate și putere să ajungi și voi la vârsta, la aniversarea de 50 de ani. Mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc la toți!